E trage aia țara, băi, ai din joc. Haideți începe că pierdem din timpul nostru și păcat să nu folosim din plin această seară de suflet. Aici la etajul 11 al hotelului de Cebal, pentru ca să avem și perspectiva împrejurimilor evenimentului. Nu tot afară pare așa o vreme mai primăvăratică deja. Primăvara aș trimite câțiva mesageri ca să înțelegem că suntem pe drumul cel bun și eu cred că nu numai vremea, ci și autoarea noastră de astăzi este prețuită și iubită. Faptul că sunteți în număr atât de mare, ați venit să asistați, să participați, să vă implicați la ceea ce înseamnă lansarea a două cărți ale doamnei Emma Felicia Dimitriu. Este, dacă vreți, și un eveniment român-italian, deși vorbim doar de români, dar este român-italian, dacă avem în vedere că doamna Dimitriu, Emma Dimitriu, Felicia Emma Dimitriu, trăiește la Verona, nu? La Romeo și Julieta. Cimi Verona, cimi Bacău, cimi tot. Așa, dar e în acea zonă de poveste shakespeariană. Cum? Este diferență de balcon. Aici e balconul la 11, Juliet era la balconul 1, aici e la balconul la etajul 11. Da. Suntem într-un moment, zic eu, chiar plăcut. Totul converge spre a fi o seară, zic eu, de neuitat. Mă bucură și ne bucură că noi cei din filiala scriitorilor, filiala Bacău Uniunii Scriitorilor România, că doamna Felicia Dumitru a ales să-și lanseze aceste două cărți și la Bacău, după ce a făcut lansare la Roma, la Iași și la Piatra Neamț. Iată și la Bacău, zic eu că e un moment deosebit pe care trebuie să-l prețuim ca tare. Avem și câteva personalități care au venit la noi la Bacău, care ne-au invadat astăzi. Ai numai personalități aici. Nu, câteva care ne-au invadat astăzi, care au invadat Bacău. Și am în vedere pe domnul profesor Constantin Dram, profesor de stat la Universitatea L-am în vedere pe domnul Lucian Strochi, care este redactor cel la revista Cate, domnul doctor Arvetescu, prozator de la Roma, doamna Doina Ioneț, care este membru la București, dar poate vine și la noi. Pe domnul Bogdan Ielbăcan, de-a nostru, știți, actor. Mai aveți teatru în Căruță sau acum e teatru în Căruță? Nu, acum avem teatru Petru Walter, mulțumită Consiliului Județean, mă întind în fața lor și acum, cu dragoste. Da. Ei sprijină teatrul ăla care merge și în zona rurală, zonă care are de aminte 50% minim din populația activă a Bacăului. Cei tineri cred că trebuie să moștenească și dragostea pentru cultură, pentru carte, pentru teatru. Cu dragoste, încă o dată mă întind în fața dumneavoastră că, dacă nu ați văzut, fac tumbe. Da. Mulțumim. Nu vă prezint pe ceilalți, pentru că toți ceilalți sunteți personalități cunoscute ale Bacăului. Și dacă aș începe acum să vă prezint fiecare, înseamnă că terminăm întâlnirea doar cu prezentări. Ori nu vreau să fie în astfel de moment, că atunci înseamnă că ratăm ceea ce mai important. Doamna Emma Felicia Dimitriu are traseu așa mai deosebit. Născută pe la Luteni, născută la Roman, căsătorit la Onești, trăiește la Verona și a început, ca să zic eu, aventura în Germania, a venit la Verona, de unde locuiește de prin 1996, dacă am înțeles eu, de vreo 20 ceva de ani. Este mama trei copii. Dar nu vă spunem mai mult, o să vă spun parte dinsa la momentul respectiv. În schimb, s-a apucat de scris de când se știe, spune domnia sa,
A spus trei cărți până acum, Între Paradis și Infern, versuri din suflet pentru noi toți, muritori, de fapt eseuri, fel de proză, dar eseuri, și slove din adâncul de asemenea versuri. Am înțeles că mare o carte la tipografie, sub tipar, două sub tipar, dar vom vedea ce va fi, când și cum va apărea. Deocamdată e momentul, e seara domnului sale în această după-amiază. O să-l rog pe domnul profesor Constantin Dram să ne prezinte una din cărțile, sau să facă ce vrea domnul doamnei Felicia Dimitriu. Vă rog, domnul profesor. Mulțumesc mult! Bună ziua tuturor! Mă bucur să mă revăd cu unii dintre dumneavoastră, să-i văd în totalitatea plăcerii pe toți ceilalți. Foarte mult public. Eu veneam într-o vreme destul de des la Bacău, de dragul Bacăului, și promit să mai revin. Cine știe ce se mai poate întâmpla. Dar Bacău este un spațiu mai special față de restul țării și pot demonstra acest lucru, așa că vin cu plăcere aici. Apropo de câți oameni suntem, și chiar suntem destul de mulți pentru o întâlnire de factură literară, pe vremea când editura Pontica, Marin Mincu, începuse traducerea faimoaselor cărți ale lui Umberto Eco, Eco a venit toată la, venit mai multe ori, dar episodul pe care îl povestesc eu, legat de prezența lui Eco la o lansare a proaspetei traduceri, cred că din pendulul lui Foucault. Făcând o paranteză, cărțile lui Eco au fost cel mai rapid traduse în limba română, adică erau aproape sincrone între ce apărea la editura italiană și ce apărea în România. Și n-aș mai țin minte exact cum se întâmplă, dar așa spuneam în Constanța. Când a intrat în sală Eco, care era și figură, e singurul om la care moartea căruia chiar am plâns. A fost acolo 100, 150, erau foarte mulți oameni. Și Eco foarte modest zice, cred că am greșit sala, hai să mergem mai departe, ascultăm sala potrivită. Și noi l-am întrebat de ce. Păi zice, la noi vin 10 oameni, 12 oameni, dacă 15 deja e eveniment. Adică, dar acolo erau peste 100 și nu erau aduși ca pe vremea cântării României, adică elevi sau studenți, ci erau oameni, ca și aici, oameni de calitate, oameni care vin pentru că sunt interesați de ceea ce se întâmplă din punct de vedere cultural. Așa că mă bucur că suntem împreună pentru evenimentul anunțat mai înainte. Autoarea despre care vorbim astăzi e, din multe puncte de vedere, ceva deosebit. Un mare poet român care, din păcate, a murit ultimii 6 ani, cei mai mulți, cred că, a trăit în Suedia, la Malmö, chema Ion Miloș. Ion Miloș a fost un mare poet și el avea o vorbă pe care a pus-o și pe un titlu de carte. Se chema Născut în trei țări. La el era cumplită chestia, că nu era chiar de bine. Adică era născut prin Voivodina, multă vreme unii l-au luat și de unguri, că numele te ajută pentru așa ceva. El era de cea mai bună factură românească, ca dovadă că a scris în românește și era supărat de faptul că nimeni nu credea că este român. A fost profesor la Sorbona vreo 25 de ani. S-a însurat în Suedia. Un vers al lui spune aici, m-a dus dragostea și poezia. Și a rămas numai cu poezia, că nevastă după ce a păpat pensia de profesor universitar de la Sorbona, l-a lăsat. Și atunci a descoperit că femeile suedeze nu au inimă. Trebuia putea să știe mai demult chestia asta, că sunt faimoase suedezele. În fine, atunci. Dar el spunea că e născut în trei țări. Despre Emma Felicia Dimitriu, e într-adevăr, eu azi am aflat de la Lucian Strohi că vine de pe Valea Jiului, habar n-aveam că e de acolo, eu bănuiam că e din Roman. După ce am bănuit o vreme că e din Roman, am aflat că e din județul Bacău. După ce am aflat că e din județul Bacău, cineva mi-a spus că e din Onești, că e bărbatul. După aceea mi-a mai spus, nu știu cine e altceva, am văzut că facem azi evenimentul aici la Bacău și aflu de la Lucian, repet, că este de la Lupeni. Să fie sănătoasă, pentru că merită. Emma, cum îi spuneam mai pe scurt, nu este doar poetul, am cunoscut-o de ceva ani în urmă, când publicase un volum la editura condusă de Nicolae Panaite de la Iași, la editura Alfa, deci sunt câțiva ani de atunci. Ea este în egală măsură și pictoriță, și pot să spun că o pictoriță chiar bună. Poezia și cu pictura se leagă de foarte multe ori și nu e chiar de aici de acolo.
Eu văd o doamnă în sală pe care o știu din acest punct de vedere de mulți ani, pe doamna Cici Moldovan, și pot să-mi amintesc asemenea discuții pe tema respectivă. Am memoria bună, doamnă, să știți. Așa. Poți să spun și luna și anul în care discutam noi treaba asta, dar nu-i frumos. Dar pentru doamnă, ieri a fost asta, ieri, mai pe seară. Ieri mai pe seară. Nu vă spun, poate. Exact. Deci e vorba de întâlnirea între poezie și pictură, cum spune și dictonul de Alter Cerebro, dar ceea ce are în plus la acest nivel, și iarăși nu chiar numai la ea, dar ea le are pe toate trei, are și foarte multe elemente de cantabilitate, deci muzica iarăși este adusă pe această întâlnire frumoasă între poezie, pictură și muzică. Emma Felicia Dimitriu nu face din poezie o formă de tapaj cultural, cum fac, din păcate, foarte mulți autori și mai cu seamă foarte mulți poeți ai zilelor noastre. Poezia de vreo 40 de ani a putut să devină o formă prin care foarte mulți, după cum spunea un critic vechi care a murit, din păcate, tocmai acei care nu au ce spune, acei se chinuie să facă forme cât mai lucrate, cât mai deosebite ca să convingă, dar cei care nu au ce spune. Deci, practic, există măcar două modalități discursive majore. Una este aceea a celui care are ce spune și atunci își bate capul mai puțin cu ceea ce se cheamă formă, expresivitate, ordonare, semantizare și prin intermediul formei, care e o chestie într-un vai foarte fain, să poți semantiza și prin intermediul formei, că așa au apărut caligramele lui Apollinaire, așa au apărut foarte multe alte chestiuni de acest gen. Și pe de altă parte, este vorba de acei poeți care fac o întreagă artă din ceea ce lucrează ei și intrăm în altă paradigmă. Despre Emma Felicia Dimitriu și trimitele mele vor fi mai cu seamă la volumul Slove din adâncuri, e acest prea plin sufletesc care trebuia să se reverse în ceva. Cei care veți avea ocazia să-i vedeți și tablourile, veți vedea cum se revarsă acest prea plin sufletesc în tablouri sau, în cazul de față, cum se întâmplă în poezie. Spuneam că nici într-un caz nu putem vorbi nici de aturile care sunt ale experimentului modern, postmodern, nici de parade de artificios, cum de foarte multe ori ziceam de câteva decenii se întâmplă în poezia românească, ci mai degrabă este o chestiune foarte, foarte naturală, sufletească, prea plinul sufletesc al Emei Felicia Dimitriu, l-am numit eu. Putem porni o discuție oricând despre ceea ce face Ianca, în volumul de față, oricare alt cititor de bună credință, e normal că va lua în seamă ceea ce a putea să avertizeze încă din titlu. Titlul acela este în mod voit, cu încărcătură de profunzime, de mitem arhaic, de tot ce vreți, pentru că și slove și adâncuri cuprind această rezonanță. Slovele sunt echivalentul sinonimic al celorlalte forme care sunt moderne, literă sau cum vreți să spuneți, fără să fie moderne pe din latinitate. Dar slova la noi este percepută ca o chestiune mai arhaică, din motive de cultură religioasă, din cultură de biserică. Ea ne-a băgat nouă în cap ideea de slovă, deși litera e mai veche. Litera e din totdeauna, din latinitatea pe care ne-a născut pe noi. Dar noi suntem cu slova. Preoții au fost cu slovele, de creangă buchisit și nu altceva, și tot așa mai departe. Deci slove din adâncuri trimite spre această idee de profunzime pe care autoarea o demonstrează în tot volumul. Așa că, repet, cititorii care până acum probabil sunt unii din cei aici care cu siguranță au făcut deja acest lucru, alții vor face, sper, vor avea plăcerea să găsească câteva registre pe care autoarea de-al minte a avut grijă să le decupeze într-un fel de, să le spunem, cicluri. Adică e o posibilitate de a citi acest volum în etaje separate. E un prim etaj sau un prim ciclu sau cum vrem să-i spunem, care ține de sentiment, care ține de efuziunea lirică erotică chiar. Foarte multe poezie de dragoste, de bună calitate, cu un adaos care înspre final va deveni dominant,
este acela al hieratismului, al complementarității religioase, să-i spunem. În aceste poezii care țin de dragoste, din prima parte, e mai puțin. În final, sentimentul religios devine dominant spre finalul volumului. Sunt multe alte chestiuni, aici spuneam de sugestii plastice, o mulțime, nostalgii, regrete, doruri, sentimente pe care autoarea nu se sfiește să le numească. Adică nu găsește precum alții că ar fi deplasat să vorbești despre așa ceva. Noi, din păcate, trăim într-o limbă și într-o epocă și într-o țară care Dumnezeu știe când va găsi un capăt normal, fericit pentru toate acestea, în care ajungem unii dintre noi să ne ferim, să ne ascundem, să ne fie rușine de, sau să ne eschivăm de chestiuni care sunt absolut normale. De ce? Pentru că ni se pare nouă că nu trebuie să vadă alții cum suferim, cum știm, cum ne place ceva sau... De ce? Pentru că suntem în limba română, pentru că suntem din spațiu românesc, pentru că la noi totul e ciumat, pentru unii, nu pentru toți. Și atunci există un fel de retractivitate, să spunem, în acest gen. Un alt ciclu poetic pe care putem identifica în volumul Slove din Adâncuri e acela legat de dominanta plastică. Acesta cuprinde printre altele o întreagă, să spunem, îngemânare de semne care trimit spre anotimpuri, spre comunicarea între om-natură, spre comunicarea între regnuri și specii, o percepere totală a naturii, care vine desigur în poezie și în artă în general, dintr-o perioadă pe care o numim bucolic. Deci de undeva despre poezia de acum 2500 de ani, 3000 de ani, pornesc aceste semne ale înțelegerei naturii. Mai este un semn, un ciclu la care nu te-ai aștepta. Această, de exemplu, poetesele sunt ființe sensibile, tâmătoare, simt nevoia să le apere, protejeze cineva. La Emma Felicia Dimitriu există și un ciclu de poezii care aparțin mai degrabă bărbaților, de regulă. E vorba de poezia civică, de poezia pamfletară, poezia care intră într-un registru pe care, ce obțin literatura română, cam bărbații au făcut legea de la Goga încoace sau de la cine vreți dumneavoastră. Ea are asemenea poezii care pot pleca dintr-o descendență romantică și după aceea se duc înspre zilele noastre. Spuneam că există și un filon religios, o poezie care inserează imagini de îngeri, care merge pe ideea de binecuvântare și un poem cu totul aparte este scrisoare Sfântului Nectarie. Nu știu dacă mai există alt sfânt mai mare din secolul 20, dar Sfântul Nectarie are o istorie în sine aparte, pentru că face parte din conturarea unui sfânt al zilelor noastre. E un sfânt care a trăit printre noi, de fapt. Pentru că în secolul 20, în Grecia, acest Sfânt Nectare, care a căpătat o mare audiență. Sunt foarte multe biserici în România și în zona ortodoxă în general, care sunt închinate acestui Sfânt, care a fost contemporan cu mulți dintre noi. În sfârșit, există și un ciclu de poezii ocazionale. Poezii ocazionale la Emma Felicia Dimitriu înseamnă și prezentarea deosebită a imaginii mamei, trimiterea către cei din apropiați, din familie, din cunoscuți, nu știu eu ce alte chestiuni care țin de poezia ocazională, dar și o trimitere aparte către marele poet, marele actor, mă iertați, Florin Piersic. Deci toate acestea se îngemânează într-un compartiment pe care l-am numit al poeziilor ocazionale. Ce putem spune din punctul meu de vedere, în primul rând? Este atentă de asemenea și la prozodie și poeții care scriu în stilul în care scrie Emma Felicia Dimitriu, nu se lasă salvați de ceea ce a salvat mereu poezia modernă și postmodernă. Poezia modernă și postmodernă te-a lăsat să scrii cum vrei pentru că are scuza respirației libere a versului. În momentul când vorbești de respirația liberă a versului, atunci dispar foarte multe din cenzurile pe cu care de-a lungul cenzurile, mă iertați, de cu care de-a lungul timpului poezia a știut să-i oprească pe poeți. Dar când vrei să scrii clasic sau în dulcile stil clasic, atunci prozodia devine o probă hotărătoare pe care autoarea de față o trece cu brio și foarte frumos și,
Și în românește, și din câte știu eu, mai nou s-ar putea să ne aducă poezii și în limba italiană, ar fi interesant. Sunt foarte frumoase unele imagini din volumul acesta, mai cu seama acelea care sunt legate de hieratismul religios, spuneam. Mi-amintește ceea ce se întâmplă din volumul de față, cu un îndemn pe care îl găsim în mare epopee, și cu asta închei, Marea Mahabharata, în poemul acela distinct care se cheamă Dala și Damayanti. Acolo, pe final, pe undeva, spune cam așa cel care povestește în poem, că cine are sufletul bolnav, obosit și vrea să-i treacă, să facă bine să citească această poveste, era vorba de povestea de dragoste între Nala și Damayanti, pentru că pe loc îi vor trece toate durerile, dintr-o dată va simți inima că îi tresaltă de bucurie, va începe o zi nouă mai cu dragoste, mai cu bucuros că este pe pământ și că Dumnezeu, divinitatea în fine, îi dă dreptul să fie viu. Cam același lucru puteți citi și vă rog chiar să citiți poeziile Emei, pentru că sunt poezii care îți dau această, nu te bagă într-un turbionaj negativ, nu te creează stări de natură psihică contrarii, ci dimpotrivă te liniștesc, îți dau acest calm pe care ți l-ar da, să spunem, contemplarea pe seară a unui apus de soare pe malul mării. Vă mulțumesc! Dar și ca să ne convingem că ce spune domnul profesor Bram este un adevăr, o să rog pe actorul nostru, Bogdan Chelu, să-mi citească o poezie din acest volum a doamnei Emma și Dumitru, Slove din adâncuri. Dragii mei, pentru că titlul este Slove din adâncuri, pentru că această minunată domniță e născută la Lupeni și pentru că Lupeni este un oraș care într-adevăr a avut adâncuri, are două adâncuri, adâncul minier și adâncul intrării în retezat, în acea poartă de rai. În Lupeni am găsit niște adâncuri și din alte perspective, și anume din perspectiva orașului plin de cimitire, de cimitire frumoase. Acolo sunt două lucruri interesante. Cavourile sunt puse aproape ca niște trepte, ca niște scări către cer, unele peste altele, pentru că sunt foarte multe dealuri. Și al doilea lucru excepțional a fost cel în care ei își țin până și morții aproape. Pentru ei morții sunt vii. De ce? Foarte simplu. Pentru că la mulți dintre ei cavourile sunt în curte. Ei își îngroapă morții în curte. E un lucru foarte frumos. Și atunci adâncurile domniei sale, e clar că sunt mult mai profunde. Și am zis să aleg altfel. Să aleg așa, dintre două poezii pe care mi-au căzut ochii, două poezii care se pot interpreta puțin mai actoricește, să aleagă dânsa una dintre ele. Dacă aș zice balada prostului, aproape că ar fi autocaracterizantă, așa că pentru mine, așa că mă gândesc că poate rapatam, rapapam. Care dintre astea? Care doriți. Perfect. Prima. Ok. Care doriți prima. Prima, numai că eu am ales-o prima. Specific femeie. Prima metafizică femeie. Ok. Rapatam. Rapapam. Rapatam, rapapam, plouă peste lume, într-un fel, anume, dansul ploii este lung ca o poveste. Rapatam, rapapam, picături de apă parcă în adânc sapă, să pătrundă în straturi adâncite în veacuri. Rapatam, rapapam, plouă peste țară, cu lacrimi din ochi, că e... Prima.
vară, plină de cocori. Domnul Lucian Strocu, vreau să fac o completare, vă rog. Ei, nu completări, dar pentru că am fost acuzat că am conspirat locul exact al nașterii, am să fac greșeala să spun și vârsta. Dar vă spun numai că e născută la 27 iunie, adică în zodia Racului. Și cum femeile n-au niciodată vârstă, din două motive. Una, pentru că sunt eterne și ne asigură eternitatea, luați-o cum vreți. Și pentru că ar trebui să facem o falie în timp nemeritat. Ce vreau să spun însă? S-a născut la Lupeni. Lupeni, sigur, dacă am încercat o etimologie foarte directă, vine de la lup. Și așa este. Dar eu vreau să vă mai dau două litere. Între Oltenia și Ardeal există munții Vulcanului. Nu trebuie să cunoașteți prea mult limbi străine, dar știți foarte bine că atât în rusă cât și în germană, Volk sau înseamnă lup. Deci munții Vulcanului se referă tot la lup. Și la 40 de kilometri în sus, avem lupul dacic de la Sarmizegetus. Deci în acest areal s-a născut Emma. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, era normal să fie și poetă și muzician, un fel de gheișă româncă și pictoriță, din două motive. Acolo se pictează cu neculori. Cei care sunt plasticieni știu foarte bine că albul și negru nu sunt culori. Și dacă vă uitați la coperta unei cărți, este exact așa cum sunt. Cei mai mari graficieni care au influențat școala de la Baia Mare au fost Telman și alții care, într-adevăr, aveau o școală de graficieni la Rupeni. De acolo plecau. Dar ce m-a făcut să iau cuvântul a fost un lucru tulburător. Pentru că, până la urmă, pentru ce ne strângem? Pentru o solidaritate culturală, dar și pentru a ne comunica niște stări. Ei bine, Emma a reușit să îmi comunice ceva, să-mi confirme un vis. Ne vedem pentru prima dată în viață, sper că nu și ultima oară. Dar vreau să vă spun că visul pe care l-am avut eu acum câteva nopți, l-am găsit transpus fidel în acea copertă. Ce am visat? Am visat un dialog între un tânăr, un copil mai mult, un adolescent, și un bătrân. Și în acel dialog, copilul era nedumerit de ce bătrânul privește atât de intens un copac. Și bătrânul lămurește că el nu privește numai ceea ce se vede, ci și rătăcinile. Și dacă vă uitați pe prima copertă, veți vedea că Emma reușește să picteze rădăcinile ca și cum ar fi ramuri, frunze și așa mai departe. Deci exact visul meu. E un lucru absolut tulburător, înseamnă că undeva fie există un adevăr în acea expresie genius loci, adică spiritul locului, amândoi fiind născuți la câțiva kilometri, și atunci niște engrame s-au fixat foarte puternic, fie că până la urmă, oricât am încercat noi să fim de debordanți în fantastic sau în imaginar mai exact, există niște limite. Dar aș mai vrea să fac un laudațiu a acestor locuri și să vă spun că la Iscron se găsește un copac minune și se numește tulipan.
Este un arbore pe care l-a adus din India, pentru că tot făcea Constantin Dram trimitere la India. Iată că India ajunge la Lupeni, la Iscroni, în acel tulipan pe care un învățător l-a adus de acolo, l-a plantat și există sărbătoarea tulipanului, așa cum există la Războieni, sărbătoarea războienilor și așa mai departe. Dar mai e un lucru foarte frumos și asta în legătură cu slove din adâncuri. Pentru ceilalți oameni, ascensionalul, cerul, reprezintă o dorință extraordinară. Minerii descoperă adâncul. Îl văd tot ca un cer. Iau un sfânt, mai exact o sfântă, Sfânta Barbara, și ei fraternizează cu cele mai îngrozitoare animale. Doamnele de aici cred că ar tresări sau chiar ar lua la fugă dacă ar venea un șobolan. Minerii sunt prieteni cu șobolanii și împart masă. Și ca să vă vorbesc de frumusețea lor, și urmă mă voi referi și la versul, să știți că un miner nu se va așeza la masă, oricât de frământ ar fi, dacă fața de masă nu este de un alb impecabil. Dacă e cea mai mică pată. Și l-am întrebat pe un miner de ce. A spus, destul vedem noi acolo în adânc. Și vreau mai spun ceva, pentru că aici sunt foarte mulți poeți. Să știți că adâncul nu e chiar atât de rău. Din două motive. Se întoarce în clepsidra și adâncul devine ascensional. Dar mai e ceva. Și asta le spun celor care știu ceva despre mine. S-a vorbit foarte frumos despre trepte, despre morminte și așa mai departe. La mineri avem orizonturi. Deci, la orizontul cu tare, la orizontul cu tare, acolo e echipa, acolo e brigada, acolo e schimb, acolo e o viață extraordinară. Și am să închei trecerea aceasta printr-o zonă minunată și vă invit să o vedeți, spunând cu un orgoliu local, patriotic, românesc, cum vreți să-l spuneți, că Parângul are 22 de vârfuri de peste 2000 de metri. Începând cu Parângul Mare, cu 2518, dar vă asigur că sunt 22 de vârfuri de peste 2000. Prin comparație, Ceahlăul nu are 2000. Nu vreau să blamez Ceahlăul, să ne înțelegem. În fine, Retezatul are cele mai frumoase legende și dacă vreți, peisajul e unic. Deci cum e așa, să zicem, în Petroșani, acolo ai Retezatul, Munții Vulcanului, Parângul, unde veți vedea cele mai frumoase piramide. Parângul Mare, Cârja și Mândra. De ce sunt cele mai frumoase? Pentru că niciodată nu au aceeași culoare. Începe de la un violet intens și eșuează în verde, trecând prin cenușiu, prin atâtea și atâtea nuanțe. Din această zonă vine Emma Fericia. Sigur, putem vorbi și putem glumi și spunem că pentru a ajunge la Verona trebuie să vină întâi la Roman. Și o mică confuzie. Apoi că și-a dat seama că nu se potrivește cu rigoarea germană și preferă o Verona pe care aș vrea să nu o vedeți numai de la balconul de la etajul întâi și clasica scenă Romeo și Julieta, ci să vedeți și amfiteatrul din Verona, care este unul dintre cele mai frumoase și mai bine conservate ale Italiei și unde muziciana Emma Fericia s-ar simți foarte bine în fața aproape 100.000 de spectatori. Restul sunt versuri. Așa cum bine spunea Constantin Dram, versuri simple, nu simpliste, versuri adânc simțite, pentru că ea vine dintr-o
zonă unde tautologia nu este un accident, ci o figură de stil. Noroc bun! Adâncuri. Să-mi dați o leacă adâncuri. Poeziei, bineînțeles. Da. Eram tentat pentru că la început doamna Emma a zis prima, acum să o citesc pe ultima. Dar întâlnirea noastră nu se încheie și atunci vorba dragului nostru, minunatului nostru, domn Brăneanu, am să iscodesc adâncurile. Deci, pe dinăuntru. Se așterne lin pe viața mea o fericire nesperată. E totul ca în vis să stea la baza vieții de altă dată. Am strâns comori cu anii grei, furtuni și uragane mari. Dar am rămas printre ai mei același chip neșters de ani. Retrospectiv privesc în viață cu nostalgie și mirare de parcă în orice dimineață m-am refăcut la întâmplare. Iar azi sunt plină de mistere, le aștern pe rând ca pe povești, trăiesc în dulcea mângâiere a brațelor nepământești. Icoană sfântă e în mine și scumpă îmi pare această zi. Să pot vorbi numai de bine și să o transform. Poezii! Familia asta Dimitru pare că are mai mulți scriitori, mai avem un om de cultură și un scriitor aici, pe domnul Dan Dimitriu, care e cea văr, de fapt, să vă iau, nu? Te-a pus și pe, că s-a văzut să spună neamurile. Stăm până dimineață. Și să-i mulțumim și domnul Ungureanu că a venit cu televiziunea Actualitatea Literară de la Unești pentru a filma acest moment. Și acum să-l ascultăm cu interes pe domnul Isachi, criticul nostru de serviciu. Câte minute îmi dați, ca să știu. Maxim 10. Da. Avem o artistă autentică. Eu... N-am mințit. Deși criticii literari, nu știu care e părerea, opinia domnului profesor, repetă, ca să spunem așa, paradoxul cretanului. Vă amintiți ce spune cretanul? Eu mint. Dacă minte, înseamnă că spune adevărul. Dacă spune adevărul, înseamnă că minte. Nu numai criticul literar, ci și poetul, și romancierul, și prozatorul. În general, cam aici ne trimite arta cuvântului, la paradoxul cretanului. Spuneam că avem o artistă autentică, așa am citit-o eu, născută. Sigur că poate dacă ar fi trăit într-un alt moment istoric, contează foarte mult locul, timpul, împrejurările, în desfășurarea individului, poate altul ar fi fost destinul ei. Am citit-o și tot de la locul de naștere am început în mod paradoxal. Nu știu care e orizontul dumneavoastră de așteptare la aceste trei cărți. Eu sunt aici cu o carte Între paradis și infern. O carte în fond provocatoare. Te trimite într-un fel sau altul la Dante. Te leagă de spațiu și de metafizica Italiei. Te leagă de personajul în sine. Și te obligă să faci aceste legături între locul de naștere și celelalte locuri, duhuri, suflete cu care intrăm, volens, nolens, în comunicare, pentru că și eu cred că există un duh al locului și că influențează mai ales artiștii, aș spune, oamenii care simt în primul rând lumea
și care o văd. Văd și ceea ce nu, ce nu vedem noi, să spunem, cei obișnuiți. Despre acest volum, ce să vă spun? În primul rând, trăiesc o invidie totală pentru cei pe care Ema îi iubește, punem ghilimele de ligoare. Este transfigurat aici un el, sigur, un el, cum să vă spun eu, care este și zeu, e și farmec, e și har, are toate atributele superioare ale metafizicii necesare să creeze o poezie de acest tip pe care o transfigurează ea. Sigur că modelele ei tutelare, poate de aici ar fi trebuit să încep, sunt cele clasice. Nu e ușor să continui, eu știu, dimensiunea clasică a literaturii române. Deci Alexandrii, eu știu, Coșbuc, Goga, Eminescu, desigur, dacă nu Alexandrii, Eminescu. Și să-i poți continua cu cerneală proprie și să transfigurezi și o temă precum iubirea. Nu? Garabeti Brăileanu parcă spunea, cine o să mai transfigureze iubirea după Eminescu? Vreau să văd și eu cine o să transfigureze iubirea după Eminescu. Da, sigur că toți poeții o vor transfigura. Ideea fiind că nu știu dacă poți fi, unde poți fi nou într-o asemenea temă. Pentru că supra tema acestui volum este iubirea, metafizica eternului îndrăgostit. Încercând, și aici este, zic eu, că realizarea ei și trec după aia la celălalt volum, încercând să ofere, dacă vreți, o erotologie, deci o ontologie a iubirii, urmând, cum să vă spun eu, scriitura clasică. Nu știu cât iubiți, eu mă așteptam să spunem să fie, că am urmărit să, și eu să văd dacă există, dacă Italia și-a pus amprenta, Italia, când vorbesc de Italia, vorbesc de, eu știu, estetica, poetica, și-a pus amprenta pe scriitură. Nu! Asta ar dovedi un talent autentic după mine. Scriitorul care nu se ia după toate, eu știu, modele, orientările estetice și își urmează crezul, este după mine, un temperament autentic și sigur că nu putem decât să o felicităm pentru acest volum, care merită a fi citit și noi vom scrie despre el. Despre Slove din adâncuri, le abandonez un pic pentru că s-a mai discutat și mă opresc un pic, observați aceste titluri, nu? Curajoase, aș spune eu, foarte importante titlurile la volum. Am să vă rog, un alt volum al ei, din suflet, pentru noi, toți muritorii. Observați orgoliul imens al autoarei de a se adresa, eu știu, tuturor muritorilor. Este, după mine, un... Ilustrează perfect viziunea subiectivă a autoarei asupra lumii. Este o carte de microeseuri, aș spune eu, vădit în viziune subiectivă. E la concurență cu Cioran, e greu să concurez cu Cioran, e greu să concurez cu Chiote, am dat numai două exemple așa, dar este interesantă tot așa, ca curaj estetic, nu are complexe. Ia o altă particularitate a scriitoarei, nu are complexele care le aveam, care le are, să spunem, orice creator. Și în acest sens e suficient să vă trimit la câteva, să spunem, titluri de aici, să mă uit așa. Ce înseamnă energia solară pentru suflet? Unde ne duce falsitatea sau minciuna? Ce diferență este între sentiment și dorință? Ce reprezintă noțiunea de a trăi pentru suflet? Și așa mai departe. Problematica este foarte, da, foarte, foarte diversă și aici poate place, poate să plac. Deci sunt
texte care se citesc, poți să deschizi unde vrei volumul și tot așa poți să-l închizi, poți să te întorci din nou la același text. Ce pot să spun aici? Că poetul năbușe, oarecum eseistul, gânditor, ia te uiți urât la mine, așa, gânditorul. I-am văzut, nu știu, dintre noastre câți au văzut, probabil, dar am văzut, și portretele, și nu numai portretele, picturile, mă rog, care au ajuns la mine. Eu chiar am spus, cât în glumă, cât în serios, pentru că știam că ele se întrepătrund acolo, că e mai bună decât ca pictoriță, decât ca poetă. Iar s-a uitat urât, bineînțeles, așa, deci ea vrea să fie. Pictura este, nu se desprinde de renașterea italiană, pictura. Da, nu se desprinde de renașterea. Ceea ce zic eu, iarăși e bine astăzi. Nu mai spun că este foarte, foarte greu. Deci avem un artist, vă spun, mai puțin decât ca muzician, nu știu, asta nu te-am ascultat așa. Te-am ascultat chiar așa. Pot să fac o paranteză, mă scuzați. Te rog frumos, chiar îmi întrerupe, că mie îmi place, nu-i profesor. Problema este în felul următor. Dumneavoastră ați atins esența emei. Eu sunt o persoană născută la 1500 și ceva, deci eu sunt îndrăgostită de... ce ema? Și ca să fac o parafrază în limba italiană. Zic că e frumos, da? Di cavaleri din Indii Reali. De bărbatul autentic, cel de la 1500-1600. Să cum ne-a pe toți, noi nu mai... Imperial. Care își dădea sufletul pentru o femeie. Care era foarte atent cu ea, care îi săruta mâna, era... Da. Eu cel puțin asta mi-am dorit și atunci eu sunt undeva în partea aceea. Deci de aceea iubesc foarte mult clasicismul, iubesc foarte mult... Sunt o doamnă de modă veche. Nu există, e frumos, da. E frumos. Da, ne oferă modele, într-adevăr, oferă modele în lecturi. Temne de urmat. Păi de asta eu vreau să mă întâlnesc cu un spirit nonconformist, nu știu cum, cu letrismul, cu... De unde? Că tocmai această cumințenie a pământului, ca să spunem așa. George, stai un pic, vorbești și tu, dacă... E interesantă această relație pe care o stabilim noi cu Italia și poate pe ideea asta trebuie să mergem noi, pe eventuale corespondențe dintre literatura română contemporană, dintre spiritul nostru și literatura diasporei. Sigur că, v-am mai spus, nu știu orizontul dumneavoastră de așteptare. E posibil ca cineva să creadă că estetica și poetica unui scriitor care locuiește în Canada sau locuiește eu știu, în Italia sau în Franța, să fie cu a noastră. De obicei, scriitorii de acest tip au o sarcină foarte mare, după mine, de a duce spiritul limbii române și al artisticității dincolo și de a actualiza, într-un fel sau altul, pentru că ei nu sunt niciodată rupți de țară. Există multe lucruri de discutat pe linia asta lingvistică, de pildă Stanomir, care este sârb și el, vine cu altă viziune asupra acestui orizont. Felicitări oricum și îmi place așa, mai discutăm, că ce o să facem până dimineață. Da, am întrebat-o pe autoare dacă într-adevăr aici se referă doar la muritori sau și la muritoare. Deci că numai la muritori, atenți. Cu noi mai puțin împăcate, că n-a găsit acei cavaleri imperiali din perioada evului mediu mijlociu sau târziu. Da. Domnul Dan Dimitriu vrea să spună câteva cuvinte. Câteva în familie, cred eu. Nu, el nu e. S-a afirmat. Deci ați luat cunoștință de egina, de nectarie. De nectarie. După aceea s-a vorbit de viața spartană. Eu demasc ceva.
prin părinți, adică prin tată, deci țineam de grec. Din Havala. De noi ne chema Dimitriadis. Eu am făcut o cercetare a lungul la... Domnul Dimitri, ce a fost în Cavala, dacă tot a spus de Cavala? Ce s-a întâmplat în Cavala, știți? Dacă tot vorbiți de Cavala. Ziceți, multe s-au întâmplat. Ceva foarte important. E primul oraș creștin din lume. Deci acolo s-a... Știam ceva, deci, dar noi eram siguri. Deci primul oraș creștin... Grație lui Paul. Deci, fost vreodice frați care au luptat în timpul exilanței, erau toți studenți, au venit în România, dintre care și urmașii suntem noi. Deci curge sângele grec. Ceva nu este la voia întâmplării. Și mai ales stilul ăla de spartan, stilul ăla de curat, de corectitudine și verticalitate, de coloană vertebrală și de punctualitate ne caracterizează. Vă mulțumesc și iertare. Să ascultăm o prietenă de suflet care trăiește tot în Italia, dar parcă la Milano, dacă nu mă înșel eu, pe doamna Doina Ionel, Doinița. Așa, ca să nu mai greșesc. Scriitoare, prozatoare, membru deocamdată la filiala București a prozatorilor, dar poate într-o zi să aduce aminte că e totuși băștinașă de la noi, că Lângonești și are legătura de istoria la Bacău și poate vine acasă. Haideți. Vă rog să mă ridic în fața dumneavoastră, pentru că suntem super de dragi, pe care le văd după mult timp și mi-am dorit foarte tare să vă întâlnesc. Și nu fără mari emoții, vă pot spune că am o sarcină foarte grea. Aceea de a vă aduce cuvântul autorilor, artiștilor din Italia. Mm-hmm. Și să vă spun că noi, cei din nordul Italiei, care ne-am stabilit în nordul Italiei, am avut și avem un mare noroc. Pentru că în jurul consulatelor din nordul Italiei se desfășoară o activitate culturală, artistică, socială, foarte, foarte frumoasă, foarte bine organizată. Și am cunoscut-o pe Emma în urmă cu 5 ani. La Consulatul General din Milano. Era atunci Consul General domnul George Bologan, actualmente ambasadorul României în Roma. Un om de o structură culturală și umană de excepție, care prin activitățile culturale pe care Consulatul sub egida, sub urmarea directă a domnului Consul General de atunci, ne adunam toți cei cu suflet și cu simțire română, să parafrazez, să folosesc acest termen, că se potrivește. După ce a plecat domnul consul George Pologan la ambasada României la Milano, a fost o perioadă foarte scurtă de gânduri pentru noi, ce se va întâmpla cu cei care ne adunam la Consulatul General din Milano. Și a venit un alt domn consul general, Adrian Georgescu, la Milano și o doamnă consul general la Torino, Ioana Gheorghiaș. Două persoane, doi români, de o structură umană atât de sensibilă, încât toate activitățile culturale organizate de către consulate sunt de excepție. Și am văzut-o pe Emma printre autorii, artiștii români de la Milano. La început m-a impresionat frumusețea ei. Apoi sufletul meu a început să vibreze, să rezoneze armonios, un suflet de acolo. Și mai târziu mi-am dat seama că sufletul acela era Emma, sufletul Emei. Și în timp am descoperit că și eu cânt și ea cântă, că și eu scriu proză și ea scrie proză. Și că amândouă suntem în zodia de apă, zodia peștelui sunt eu și zodia rachei este Emma, ceea ce nu este nimic întâmplător.
Da. Și s-a legat între noi două o prietenie pe care eu mi-o doresc de lungă durată și așa va fi. Pentru că Emma, atât de evidentă prin frumusețe, am descoperit-o atât de profundă. Pe cât de îndrăzneață se spune aici că ar fi, pe atât de cuminte și de modestă în comparație cu celelalte persoane. Atât de pură în simplitate și atât de complexă în manifestare. Și am zis că, iată, un om complex, o femeie frumoasă și talentată. În același timp, mamă a trei copii, bunică, soție de excepție și mamă a altor trei copii veniți în căsnicie cu soțul ei. Lucruri pe care doresc să vi le spun și să subliniez că acest complex uman, această doamnă, această femeie care este și prietena mea, probabil că își dorește lângă, în raporturile interumane, acel cavaler pe care fiecare femeie și îl dorește. Dar eu citim foarte multe cărți, ca fiecare dintre noi de altfel. Eu mă întreb și poate că acum vine timpul să o întreb și pe Emma. Oare acei cavaleri despre care s-a scris atât de mult, care și-aruncau mănușa și provoca la duel numai pentru că a fost atinsă cu privirea o anumită doamnă, oare acei cavaleri au existat cu adevărat sau sunt produsul imaginației autorilor și autoarelor, mai ales a femeilor care mereu și-au dorit lângă ele un cavaler? Și aceasta este o întrebare pe care doresc să o rezolv în timp. Poate că au existat. De fapt, cavaleri există și printre noi. Cavaleri sunt și printre noi femeile. Și noi femeile trebuie să dăm dovadă de cavalerism atunci când avem în față o doamnă. Așa cum noi femeile trebuie să dăm dovadă de a fi doamne când avem în fața noastră un domn. Ceea ce vă spun acum este că și acum sufletul meu armonizează, rezonează armonios cu sufletele dumneavoastră. Și vă mulțumesc în numele Emei și în numele meu și în numele autorilor din Italia, care vă transmitem un salut și să vă spunem că noi cei care locuim în Italia suntem fericiți. O anumită fericire. Nu mai puțină și nu mai multă decât cei care sunteți aici și vă gândiți la noi. Eu personal, eu gândesc că aș fi scris indiferent în ce țară m-aș fi aflat. Când sunt acasă la Onești, mă simt acasă pe Valea Trotușului și simt cum curg apele Trotușului prin venele mele și l-aud susurând. Când mă simt, când sunt la Milano, văd și admir râul Po și mă imaginez că nimic nu este întâmplător, că noi românii, de fapt, suntem rădăcina lor. Că pe noi ne atrage o picătură de sânge. Sau ei vin spre noi prin acea picătură de sânge ancestrală. Ei nu cred. Nu cred că noi suntem veniți din, sau formați, alcătuiți din romani și nu știu cine. Noi suntem niște rădăcini și am plecat cu tot cu rădăcini acolo. Și dacă am plecat cu tot cu rădăcini acolo, noi ne hrănim cu iubire. Cu iubirea de a fi oameni, dincolo de a fi români. Și asta o transmitem noi acolo. Și de acolo vă salutăm și vă îmbrățișăm și vă dorim mult succes. Dacă mai e cineva din sală care vrea să spună două cuvinte, vă rog, domnul Hagana. Două câteva cuvinte, ca să nu zicem că am monopolizat noi cei de aici. Ca să nu stric obiceiul, da. Așa m-a învățat domnul profesor Dram și domnul profesor Stoica la fiecare întâlnire, să spun câteva rânduri create în aceste momente deosebite.
Și mi-am întunturat câteva gânduri drumul Slovei spre Bacău. Astăzi ne-a surprins cu tema Slovei din adâncuri, dragi. Este gândul doamnei Eva, traversând păduri de face. Printre picături de ploaie, stă în față ca un brat. Pana ei nu se înmoaie nici atunci când fugi cal. Totul duce spre iubire, gânduri mari și fericire. Așteptăm și alte carte, tot cu slove importante. O să-i spun astăzi mulțam, repetând și un rapatam. Vreau și autograf. Așa că... Mai e cineva? Să mai citească cineva. Mai e domnul Dram, dar mai lăsa, mai la urmă. Da. A început. Hai să terminăm. Mie îmi plac lucrurile care se termină rapid. Păi nu, că n-a durat așa mult timp. Și n-a durut până acum, să nu doare nici în continuare. Nu, vreau să spun câteva cuvinte despre această carte a lui Ilicea Dumitriu. Un suf pentru noi toți muritori, adică noi bărbați, înțeles, aluzia, deci clar. La prima vedere, fără o carte în care autoarea se destăinuie, își pune sufletul pe tavă, își pune toate sentimentele în relația cu divinitatea, cu lumea, cu cei de apropiați, cu dragostea, cu iubirea, încercare de a defini iubirea, dragostea, aceste perpetue sentimente care, de fapt, le trăim și care ne caracterizează și la care aspirăm. Totuși, nu este chiar așa. Cartea se compune, într-adevăr, cu mare noastră, din mici eseuri, eseuri care, la un moment dat, ar părea disparate, deci fiecare ar avea personalitatea sa, fiecare eseu, ele totuși au un fir roșu. Este acest mod prin care autoarea încearcă să înțeleagă lumea în care trăiește. Lumea din copilărie, lumea din amintire, lumea din perioada când era mai apropiată de zona aceasta liberă, cugetătorilor și perioada aceasta în care se întoarce din nou către divinitate, care încearcă să-l găsească, nu să-l găsească, vrea să-l atingă pe Dumnezeu, să-l cunoască pe Dumnezeu și să își asigure un drum, dacă vrem, spre lumea cealaltă. Un drum de satisfacție, de mântuire, de încredere o lume poate mai bună ca acesta. Eu o să vă citesc din ceea ce spune autoarea chiar în prefața scrisă de des. Această călătorie a sufletului pe care încerc să o aduc cunoștinței tuturor este călătoria în toate etapele unui suflet atins de mister, de durere, bucurie, împăcare, suferință, necunoaștere, speranță, iubire și nu în ultimul rând călătoria către cea mai nebănuită țară de pe tărâmul celălalt, lumea unde totul este într-o altă dimensiune și frumuseți, iubire și nestricăciuni. Ca într-un fel, doamna Ema caută, în tot ce scrie, caută perfecțiunea, caută, să zic, nevăzutul, dar poate acea pe care cu toții tindem să credem că va fi și este altceva decât ceea ce trăim noi zi de zi. Și mai, o să vă mai dau un citat din carte. Orice clipă poate fi un timp dedicat sufletului, fapt ce îl poate hrăni și menține viu, orice clipă poate fi o rugăciune, atenție, o îngăduință face ca micul ungher să-i dăm atenția cuvenită și pacea cea desăvârșită, în armonia și bucuria de a-l primi înăuntru nostru mereu pe Creatorul lui, adică timpului. Iată, sunt chestiuni de credință pe care autoarea nu se sfiește, așa cum bine se spunea mai devreme, are curajul să le spună deschis, așa cum le simte, cum le trăiește. Aspirația către, într-adevăr, către divinitate, cea care poate să dea un sens existenței noastre, să o facă mai frumoasă, mai plăcută decât cea care o trăim zi de zi în acest deșert al lumii, care ne bălăcărim de ce mai multe ori, frumos, și frumos. Trebuie să recunoaștem treaba aceasta, că trăim într-adevăr într-o lume destul de cinușie. Firesc ca fiecare om, mai ales care și trăiește poetic, care trăiește profund,
să-și dorească să atingă o nirvana, hai să zicem, din cultura indiană, o nirvana, o zonă esoterică cu totul alta decât în cea care ne mișcă. Da, domnul Constantin Drăm, vrea să mai spună trei cuvinte. Mă iertați că... Și te pregătește... Deci mai răbdați un minut sau două, maxim. Vreau să spună, pentru că tot a atins atât de frumos doamna despre problema care a lerilor. Aici e ca într-un titlu de poezie celebră, cred că al lui Marin Sorescu. Cavalerii n-au existat. Au existat, în schimb, cavalerismul. Cavalerismul este o imagine. Fiind o imagine, nu există decât în cărți. Cărțile respective sunt despre cavaleri și noi toți cât putem credem, începând de la Don Quixote încoace cu toții cât putem de mult. Au existat niște soldățoi, în sensul bun al cuvântului soldățoi, adică de aceea înarmați de sus până jos, care au fost investiți de Carol cel Mare, aia se chemau paladini. Paladinii sunt aceia care au au cucerit, între ghilimele, Europa, de la un cap la altul. Și de acolo ne mai alăptăm din când în când și noi. Dar, ceea ce voiam să spun de fapt și este foarte interesant, cultura populară românească și limba română sunt singurele din lume care au păstrat câteva chestiuni telchel despre cavaleri și le-au înnobilat în noua lor haină. Și toți de aici, Pumpariu, că știți la ce mă refer. Când o bătrânică vorbește despre băiatul unei vecine și întreabă s-a însurat Vasilea lui Gherghina? A, nu, dragă, e tot cavaler. Deci, acela este un sens. Deci, june, Dane, a doua, am fost ieri la oraș și tu ce mare s-a făcut băiatul lui Ion. S-a ridicat de pe scaun și mi-a cedat locul. Ce cavaler este. Deci, aici este vorba de comportament, care era numai al cavalerilor. Al treilea, știți cu toții, când mă uit la dumneavoastră și cred că toți ați trecut, din păcate, pentru o nuntă sau două sau mai multe, la nunți există o chestie care se cheamă cavaler de onoare. Tot de aici e luată. Deci limba populară românească și spațiul matricial cultural românesc a păstrat aceste chestiuni pe care, repet, le-a mai făcut pe aici, pe acolo, să fie mai interesante. Și a doua chestiune, că spuneam că, de fapt, altceva vreau să spun, dar doamna mi-a atras atenția cu cavalerismul și mai fac o precizare. Toate cărțile despre cavalerism au fost insuflate de doamne. Deci doamnele simțeau o mare nevoie să citească așa ceva, pentru că bărbații adevărați în acele vremuri erau urâți, fără dinți, fără păr pe cap, mâncau carne stricată, erau lipsiți de maniere, erau lipsiți de comportament cavaleresc și, în general, nu erau buni de nimic. Vă dați seama că acele doamne săracele căutau în cărți. Ce căutau. Mai târziu, în secolul XIX, obiceiul lor se chema bovarism. Da? Și ca să ne despărțim, zic eu, dacă mai exportați un minut sau două, cavala despre care vorbeam cu domnul Dimitriu mai înainte, a generat un mare scriitor român o povestire celebră în care e vorba despre acel negustor român din portul Cavalei, care pornea către Ierusalim și este abordat de un alt negustor, de data aceasta evreu, care îl roagă să-i ducă un sac de haine vechi cu frațul. Știți povestea că e celebră. Pe drum, ca să scurtez povestea, corabia se încurcă pe ape, mâncarea se termină, sacul acela mirosea foarte interesant, omul desface sacul și când îl desface rămâne mărmurit. Bucățele una după alta așa frumos aranjate, pastramă după pastramă după pastramă. Întâi a îngurgitat-o singur, după aia calculând că câte zile mai sunt până la Ierusalim și având sânge de negustor, nu? A împărțit-o pe bucăți și a vândut-o. Și a făcut un foarte bun ban, de care când a ajuns în Ierusalim, a ajuns la concluzia că n-are nicio rost să mai caute pe fratele și domnul respectiv, pentru că el mâncase ce e mâncat. În schimb, a hotărât să împartă banii în două, adică să-și oprească profitul și ce mai era pe lângă profit, și restul se dea celuia care îi dăduse sacul cu haine, chipurile cu haine. Când se întoarce și îl așteaptă evreul respectiv, te-ai întâlnit cu fratele meu, ai dat, du-te voi de aici cu fratele tău cu minciunile tale, te-ai temut că n-am să o mănânc, am mâncat-o, n-a ce? Ăsta se îngălbenește, cum ai mâncat-o? Ce ai mâncat?
carnea care era înăuntru. Să-mi dai rețeta că de când sunt eu asemenea pastramă bună, nu am mâncat. Ăla se îngălbenește, se trage de bărbi, cade, dreapta și le ia de mână și îl duce la judecător. Judecătorul, pe vremea când se întâmplă povestea, era desigur un turc. Aici în Cavala sunt toate etniile multiculturale de la un cap la altul. Și judecătorul, care se mai cheama Cadiu, pe bună dreptate, Cadiu se uită lung la el și pune pe primul să spună ce are de spus. Și spune evreul cum negustorul român l-a mâncat pe tațu. Asta rămâne în mormânt, cum l-a mâncat pe tațu? Și începe și el să gălbenească, să mai curgă din el una alta, pentru că orice ar fi mâncat, dar nu pe tatul unui judan oarecare. Și evreul spune cum, înainte de a muri, tațul l-a rugat să fie, să putrezească în pământ sfânt. El a stat și a judecat ca un evreu foarte deștept și a dat concluzia că dintr-un corp omenesc, un preot foarte grozav din Bacău, dar nu-i spun numele. Asta pot spune, mi-a fost student. Deci un popu foarte deștept din Bacău numește beții oameni care se duc dincolo, numește carcasă. Deci cuvântul carcasă, cred că vă spun la toți ce înseamnă, dar e potrivit pentru alte ființe. Deci carcasa respectivă, zic, când dea evreu, oasele, ciolanele sunt alea care nu putrezesc. De putrezit putrezește carnea. De care el a făcut operația respectivă, care se folosește și la pastramă și cred că multă vreme nu veți mai mânca pastramă de acolo. Așa? A pus în sac ceea ce este pus, trecut prin proba, cum se cheamă, trecere, cum se face pastrama, deci ca să reziste. Iar ciolanele le-a mormântat în Cavala, că ce rost avea să ne ducă până la Ierusalim. Alea oricum nu putrezesc așa ușor. Și a pus bucățele de carne care trebuia să... Ăsta se îmbolnăvește tot mai rău românul și îi cere scandal. Fiecare avea dreptate și Cadiu spune așa: tu, pentru că l-ai păcălit și ai mâncat cu carnea, trebuie să dai 50 de lire evreului, iar tu, evreule, pentru că ai păcălit pe ăsta și l-a dat să mănânce carne și nu orice fel, în timpul postului, și nu orice carne, nu carne de porc, ci carne de judan, și nu orice fel de carne de judan, făcută sub formă de pastramă, trufanda și așa mai departe, să dai și tu 50 de lire. Povestea se cheamă Pastramul Trufanda și Alu Caragiale și eu zic că e foarte frumoasă. Vă mulțumesc! Da. Era necesar în astfel de moment. Mulțumim tare mult, domnul profesor, pentru că am găsit ființele. Mi-a culpa că am greșit cu 3. Doamna ea are 6 copii, eu ăștia am de 3. Bă, până pleacă, va ne duci. Poate are 2. Nu mai găsim greșit. Oricum, așa mi se pare, cred că la sfârșit, înainte de a încheia prima parte a întâlnirii noastre de astăzi, să dăm cuvântul autorului și să ne spună ce a avut de gând, ce vrea și de ce a scris cărțile și ce are de gând în continuare. Dacă ne mai bombardează sau ne mai spunează și cu altă durație. Iar în final de tot, domnul Daniel va mai citi o poezie. Sau ce? O poezie? Sunt poezii, da, rog, poftiți. Doamne. Vă mulțumesc din suflet pentru participare. Sunt onorată de a fi la acest eveniment și consider că acesta este evenimentul vieții mele. Este apogeul trăirilor mele emoționale. Mi-am dorit să ajung aici, mi-am dorit să ajung într-o sală cu oameni de bună calitate care să poată să vorbească despre opera mea. Fac o remarcă la ceea ce domnul Constantin Dream a spus. O trăsătură esențială a mea este atingerea perfecțiunii. Probabil că așa m-am născut. Am fost un copil exigent de când am început să fur de la mama arta cusutului. Am fost exigentă la școală. Îmi aduc aminte de paginile întregi rupte din caiete până când reușeam să am o caligrafie care mă satisfăcea. Fiind cadru didactic, întotdeauna am ținut cont și primul lucru în viața unui copil a fost caligrafia, pentru că ordinea, disciplina, eu știu, un caiet estetic, de fapt, este o trăsătură de caracter al viitorului adult.
Și îmi vine să râd, apăruseră cândva stilourile de 90 de lei cu peniță din aur. Chinezească. Erau chinezești? Da, erau chinezești, se găseau foarte rar. Banii erau așa cum erau, iar eu, pentru a obține cadou de la părinții mei un astfel de stilou, aduceam cele mai mari note și eram cel mai bun și mai ascultător copil. Asta așa ca o paranteză. Am apărut cu cărți în 2013. Deși aș fi putut să apar cu poezii de versuri, cu versuri, chiar de când aveam 17-18 ani. Eu am, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, am recitat, pe vremea când era domnul Cornel Nicoară, director, recitam poezii, poeziile mele proprii, pentru că soția lui era profesora mea de limbă română. Să ne citești o poezie și aici. Să ne citești o poezie. Da, da. La Gazeta Studențească era deschisă dimineața la radio cu o poezie de-a mea. Datorită vieții pe care mi-am ales-o de multe ori, nu am reușit să duc la bun sfârșit această latură emoțională a mea, pentru că poezia, în general, și tot ceea ce este de estetică mă caracterizează, nu este nimic de făcut. Și să știți că toată viața am combătut cu aceste două entități ale mele. Faptul că mă vedeți așa și faptul că sunt o persoană modestă, întotdeauna în secret am combătut. Pentru că poate la prima vedere, cine te vede pe din afară își face o anumită idee despre tine, iar când ajunge la sufletul tău, eu sunt o altă persoană. Aceste trei cărți nu sunt ultimele cărți. Eu am alte două la tipografie. De această dată sunt ghicitori și poezii pentru copii, pe care le voi lansa și îmi doresc foarte mult, îmi doresc, parcă sunt în criză de timp, și îmi doresc ca toate aceste cărți pe care încă le mai am și sunt aproape terminate să pot să vi le aduc într-un timp record. Faptul că mă găsesc pe teritoriul României este o onoare pentru mine. Deși trăiesc de atâția ani în Italia, sufletul meu este, cum să vă spun, este acolo unde rădăcinile mele le simt adânci. Și exact așa cum se spunea la început, dacă lupeniul mă caracterizează, n-aș putea să vă spun. Eu știu doar că ceea ce eu am în sufletul meu are rădăcinile în ceva clasic, așa cum spuneam mai devreme, într-o frumusețe pe care mi-am dorit-o întotdeauna să o ating. Îmi doresc foarte mult să evoluez, îmi doresc foarte mult ca mulți cititori să citească din ceea ce eu scriu. Îmi doresc ca cei de peste hotare să fie la fel cum au fost întotdeauna, să putem reprezenta România peste hotare, pentru că trăim într-o lume civilizată, trăim în Italia, acolo unde se spune că este esența artei în general. Eu am avut expoziție de tablouri în Italia. Îmi doresc să aduc o expoziție de tablouri și în România. Îmi doresc să cresc alături de prietenii mei cei buni, de poeți, de scriitori care să promoveze o scritură de bună calitate, nu neapărat pe mea, vorbesc în general, îmi doresc să particip la evenimente de acest fel, pentru că în Italia nu este tot timpul posibil. Eu, locuind în Verona, probabil părțile acelea nu au implementat, știu eu, arta, cultura. De aceea, totdeauna, când a fost să fac ceva, un eveniment important, m-am prezentat la Milano, unde am avut ocazia să o cunosc pe Doinița acum 5 ani. Am participat la diverse
activități și cu invitație, de exemplu, poete din diaspora, sunt unde multe sunt, poete, sunt multe poete în, în Italia, unde noi ne întâlnim, încercăm să aducem pe, pe, pe masă tot ceea ce avem mai bun și ceea ce creiem. Am început să scriu și în limba italiană, pentru că poeziile mele, fiind cu vers clasic, sunt foarte greu de tradus. Și am reușit să traduc câteva din ele, dar este foarte greu, pentru că eu nu posed limba italiană la perfecțiune, nu sunt madrelingua italiană. Îmi este foarte greu, dar am reușit deja să compun poezii în limba italiană, tot în vers clasic. Și pentru mine este o, o mare realizare, pentru că este ceea ce îmi place. Poezia cu vers alb, știu, mi se pare că e mai ușor de făcut. Faptul că eu sunt exigentă, îmi doresc întotdeauna să fie din ce în ce mai bine făcută și atunci doresc ca Dumnezeu să stea întotdeauna deasupra capului meu și să-mi dea aura sacră. Aura sacră necesară pentru a aduce la bun sfârșit ceea ce eu doresc. Aura sacră. Să ne citești și o poezie. Da, da. Îmi pare rău că nu am adus celelalte manuscrise. Aș putea să vă citesc din primul volum? O să-ți dau, da. Da, pentru că... Împrumutați-mi cartea, vă rog. Da. Da. E cu autografia mea, de ce mă pot să zic și da, da, da. Ceea ce îmi aduc de aici, nu știu, între paradis și infern, trebuie să ne... Asta ar vrea titlul ăsta care dă volum. Între paradis și infern. Da. Da. L-am ales eu. Recit autoare. Atunci îl recit eu. Dau altă atunci. Nu, nu. Între paradis și infern. Nu alegem, cartea e prea lungă. E lungă. Da, cu dragoste, ce mai acum. Atunci, ce să vă citesc? Să vă citesc cum mai vreau? Am să citesc poezia, prima poezie, care de fapt a dat titlul acestei cărți, se numește Început. Uitați-vă la pagina 183, dacă nu mă înșel. Andrica? Nu putea să citească. Poți să citească domnul până în ce zi. Să fim... I-auzim? Da, până găsește doamna Ema ce să citească. Am o rugăminte la toți cei care barem sunteți membri ai filialei și la ceilalți care vreți. Și nu ați plătit cotizația? Nu, nu cotizația. Impozitul ăla pe 2% ar fi foarte bine dacă l-ați putea da către asociația Octavia Voicu ca să putem scoate revista și plumb și luna lui februarie-martie, hai să zic că în februarie de acum. Deci am o rugăminte să vă îndreptați spre acest lucru, ca să adunăm niște bani, nu putem și toate revista să nu avem. Știu că mai avem aici alți editori care gândesc la fel, că se ajungă la de și eu fac această observație, dacă vreți, această rugăminte pentru revista Plum. Deocamdată. Asta veți hotărâi, nu vă impun nimic. Dar vă rog. Am găsit. Această poezie este, de fapt, și prima poezie care a dat curs apoi acestui volum. Era dedicată unei persoane dragi mie și de la acea poezie, care de fapt este prima, au apărut toate celelalte pagini, 480 de pagini. Cea care e coperta a patra? Da? Da? Nu, că pe mine mă verific. Nu. Pe mine mă verific. Început. Euforia viselor de noapte îmi țin privirea ta halucinantă ca o scânteie vie, fără moarte, pierdută în tăcerea îndepărtată. Când va veni și vraja mângâierii, n-ai să mă poți atinge să nu doare. Privirea ta adâncă în pragul serii mă va lovi în suflet iar și iară. Și vai, ce tristă va fi mângâierea, căci ești pierdut în ale lumii spații și dându-mi doar cu porție plăcerea, voi arde în rugul roșul de senzații. E ca și când nimic n-ar umple golul ce l-ai lăsat întreagăt pe vecie.
căci frumusețea clipei bastrăbate, tumultul stres ca după o magie. Și în zorii dimineții următoare te-aș tot visa alăturea de mine și n-ai putea să vezi că în rătăcire tot ce ai lăsat în suflet e iubire. Ei bine, dragii mei, ca să putem completa povestea frumos, să facem un mix între versuri și zona de lirică, am scos un mic monolog. Această carte este o sinteză într-un limbaj literar cu multă înclinație spre lirică, frumos, romantic, pentru a nu plictisi cititorul și a expune esențialismul filosofic într-o formă literară, lăsându-l în închipuire ca în fața unui film artistic, așteptând deznodământul final. Ei bine, putem accepta ideea morții fără spaimă? Pentru a îndulci acest subiect, ce pare a ne crea o stare de disconfort general, voi adăuga aici câteva versuri pe care le-am scris și care au darul a face ca ideea de moarte să o tratăm ca pe ceva natural, așa cum de fapt și trebuie. De multe ori, ceea ce trebuie să acceptăm ne creează probleme serioase, pentru că fiecare cunoaștem sau nu, în fața marilor probleme necunoscute devenim mici și speriați. Este foarte adevărat că nu simțim niciodată că suntem pregătiți pentru ultimul drum, că rămân în urma noastră multe lucruri suspendate și neterminate, dar este tot atât de reală și ideea morții, încât nu greșim deloc, trebuie înfruntată printr-o conduită la un nivel înalt, printr-o trăire intensă, la maxim, zi după zi. De nu te-au doborât dușmanii, de nu te-au defăimat erori, în timpul petrecut cu anii nu te gândești cum e să mori, e doar o dată oarecare, făcută de destin grăbit, o zi de viață, la întâmplare. Când nu mai știi ce ai murit. Dați-mi voie, vă rog frumos, ca aplauzele dumneavoastră pe care mi le-ați făcut acum, să le dedic doamnelor din această sală, să le aplaud și eu. Cavaler! În mod special să le mulțumesc celor două doamne minunate de la Colegiul Național de Arte George Apostu. George, vrei să iei cuvântul? Profesoare de religie și de limba română. Vă mulțumesc, le aplaud cu drag. La scurt, doamnă George. Foarte scurt. Din păcate, vreau să vă anunț că aseară a murit un mare poet al României, care în același timp a fost un extraordinar de bun traducător din limba greacă. Și că imaginea morții, așa cum ne imaginăm noi astăzi, adică doamna cu coasa și călare pe palm, este imaginea creată în anii 1300, când Europa era plină de ciumă. Deci imaginea ciumei a dat, de fapt, imaginea morții care au străbătut Europa. Atât am cine este un artist plastic de data asta, nu am reținut exact numele, dar este un tablou așa italian, de fapt. Urmează partea a doua, ca de obicei, la astfel de manifestări, în care mai trebuie să socializăm alături de autoare, bineînțeles, la un pahar de vorbă și, mă rog, suntem voluntari. Așa că vă invităm
afară. De post, nu afară. Aici, în apropiere. Mulțumim tare mult pentru participare și vă urăm în continuare. Mulțumim frumos! O primăvară.